Elevii promoției 1961 ai Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca s-au întâlnit ieri pentru a celebra 50 de ani de la terminarea liceului. Cu emoții, după atâția ani, cei 35 de foști elevi ai liceului au intrat timid în sala de clasă, acolo unde cu o jumătate de secol în urmă ideile și visele lor prindeau contur. După ani și ani, mă voi întoarce. După ani și ani, au fost colegi și au rămas prieteni. Asta pot spune cei 35 de foști elevi ai liceului Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca după 50 de ani de la terminarea liceului. Chiar dacă toți au realizat și au luat-o pe drumuri diferite, aceștia se întâlnesc și acum cu plăcere pentru a depăna amintiri despre vremurile în care erau puști de liceu. Sosește Nela din Jura. Ieri curtea liceului a fost animată de foști elevi ai promoției 1961. Cu vădite emoții, aceștia au povestit cât de cuminți erau pe atunci și ce înseamnă această întâlnire pentru ei. Eram cuminți, da, și învățam. În ultimele clase, da, am fost cuminți, am fost bun. În clasele mici, eu nu n-am fost grozav de bun și de cuminte. Îmi place ideea aceasta a revenirii în toamnă. E și o zi specială, noi ne întâlnim în 8 septembrie, eu sunt Maria. Mă bucur, mulțumesc frumos, mă bucur să-mi sărbătoresc această zi a numelui împreună cu colegii mei. Așa încât, atunci când pot, desigur, cu plăcere. Singurul cadru didactic care a reușit să vină la întâlnire a fost profesoara de muzică, Olga Suceava, care cu lacrimi în ochi și-a adus aminte de cei 30 de ani pe care i-a petrecut în acest liceu. Eu mă amintesc numai lucruri frumoase pentru că am motive. La ultimele, particip la toate întâlnirile și din păcate sunt ultimul mohican pe baricade, că nu mai sunt profesor care să vină, dar am verificat de fiecare dată ce școală deosebită a fost liceul Nicolae Bălcescu, ce rezultate în timp au dat elevii care au absolvit aici. Cei 35 de foști elevi care au putut să participe la întâlnire au intrat în clasă, s-au așezat în bănci, iar apoi profesoara a citit catalogul, așa cum se întâmpla acum mai bine de jumătate de secol. Primul lucru pe care doresc să spun și nu este o noutate pentru nimeni, este că este o zi de o semnătate deosebită în care cu toții ne bucurăm să ne revedem după atâția ani și de numărat îs grei, dar de trăit. Bye-bye.